În viitor va fi răscoala roboților. Asta este inevitabil, deoarece perfectarea lor duce la creșterea capacităților intelectuale și fizice. Asta desigur ajunge în nivelul oamenilor și apare confruntarea lor involuntară și voluntară de asemenea. Nu e cunoscut în ce an va avea loc asta, dar sper să se soldeze cu victoria prieteniei sau relației neutre. Termenul de inteligență artificială fascinează. E uimitor că omul poate să învie un lucru, practic îl creează. Se spunea că unica incapacitate pe care o au roboții este că n-au emoții ca a oamenilor. Compasiune, iubire, ură, fericire, durere. De aceea nu ne sunt concurenți. Acum se lucrează și la acest aspect firește. Merge vorba că deja ne-au capturat sufletul și mintea. Rămâne numai să vedem cum interacționăm și fizic.